Vă propun să facem un pod tehnologic de această dată între București și Chișinău. În studioul Euronews România de la Chișinău este colegul meu, Vitalie Cojocari. El a vorbit în aceste zile cu toți oamenii importanți de acolo, cu cei care au putut să ne arate exact ceea ce se întâmplă. Și te salut, Vitalie. Pare a fi o zi a bucuriei în Moldova, o zi a petrecerii, dar de mâine trebuie să înceapă și munca. Asta ne arată rezultatul referendumului, asta ne arată rezultatele celor două tururi de scrutin pentru prezidențiale. Ce ar trebui să se întâmple în Republica Moldova de acum încolo? Bună ziua, Daniel! Facem un pod informațional între București și Chișinău. Este foarte important pentru că oamenii trebuie să înțeleagă exact ce se întâmplă în Republica Moldova, de ce și cum au votat oamenii și cum altfel dacă nu ascultându-i pe cei din Republica Moldova, ascultând analiști de aici, ascultând oficiali, cei care pot să explice și să spună lucrurilor pe nume. Spuneai despre faptul că încă mai este o zi de sărbătoare, de euforie, așa cum ați văzut deja aseară. Cel mai probabil deja a început munca pentru alegerile parlamentare care or să fie în Republica Moldova anul viitor. Foarte importante aceste alegeri, dar ce urmează? Cine ar putea să ne spună mai bine decât un reprezentant al guvernului? Și de aceea vi-l prezint din studioul Euronews România de la Chișinău pe Daniel Vodă. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc! E prima dată când sunteți aici în studioul Euronews România. Exact, și este o plăcere să fim chiar aici în inima capitalei. Da, și Euronews România asta își propune să explice ce s-a întâmplat la alegeri. Dar cel mai important este să ne uităm la informațiile care ne-au surprins, și folosesc un cuvânt moale când zic surprins, la alegerile de ieri, și anume au fost transportați alegători cu avioane, cu autocare. Ce știe în acest moment guvernul de la Chișinău despre aceste transporturi? Întâi de toate vreau să menționez că dimineața zilei de astăzi a fost una extrem de optimistă. Vedem sute de mesaje care vin din toată lumea, mesaje în țară. Simțim o adevărată euforie aici la Chișinău, în sensul în care democrația stă în picioare. Este un mesaj tranșant care se transmis de către toți, indiferent de inclusiv opțiunile politice pe care le-au avut, pentru că democrația noastră a fost mai puternică decât aceste tentative de a frauda, tentative de a aduce alegători în Minsk sau în Ankara sau la Istanbul. Au fost mai multe rute organizate din Federația Rusă cu scopul de a deturna un vot liber. Știți câte avioane? La această etapă oamenii legii investigează toate circumstanțele, pentru că vorbim nu doar de transport aerian, vorbim și despre transport rutier, care inclusiv a avut rute de deplasare în direcția țărilor baltice spre Republica Moldova și pe direcția, de exemplu, în interiorul Turciei, spre țările de exemplu cum este Bulgaria, România și mai departe Republica Moldova. Erau aduși cetățenii moldoveni cu avioanele în Turcia, Istanbul, și, exact. Da, și după care companii de transport fie din Republica Moldova sau locale angajate ca să transporte cetățeni. Oamenii legii investigează aceste fără de legi. De unde este erau clar, aceste companii de transport? Erau din Republica Moldova sau din țările respective, în funcție de ce fel de companii erau contractate. Cert este la această etapă că, da, alegerile s-au încheiat, însă termenul de prescripție pentru fără de legi nici de cum nu s-a încheiat și la etapa actuală polițiștii, procurorii investigează toate aceste acte. Apropo, pentru publicul din România este important să înțeleagă și faptul că a patra putere în stat, presa, a reușit în această perioadă un lucru absolut fenomenal, să deconspire prin investigația colegilor, de exemplu, de la Ziarul de Gardă, în două acte, această schemă de corupere a alegătorilor, aceste voturi care erau vândute prin intermediul unei mesagerii Telegram aici în țară, și autoritățile au și vor întreprinde în continuare măsuri foarte ferme ca cei care încalcă legea să răspundă în fața acesteia. Au fost făcute solicitări pentru anumite state, cele pe care le-ați menționat, Bielorusia, Azerbaidjan și Turcia, pentru a se afla detalii? Deci, în primul rând, ce s-a făcut este că în turul 2 al alegerilor, în țară, în interiorul țării, au fost intensificate măsurile de securitate, în sensul în care echipajele de poliție erau
prezente la secțiile de votare. O atenție mai sporită a fost acordată și listelor electorale. De exemplu, persoanele care erau suspectate că și-au vândut votul în turul întâi al acestor alegeri erau chestionați în măsura elucidării tuturor circumstanțelor, după care erau lăsați liberi să-și exercite dreptul constituțional, pentru că nimeni nu a îngrădit și autoritățile nu au avut acest scop să îngrădească dreptul liber al oamenilor să voteze în aceste alegeri. Acum, răspunzând la întrebarea dumneavoastră legată, iată, de aceste companii și discuțiile cu țările partenere, deci ce se întâmplă mai departe este că, desigur, că vom examina și vom coopera pe domeniul de competență al autorităților cu fiecare stat. Ne-am pomenit și cu alerte false. Am avut mai multe alerte false cu bombă în arealul european și autoritățile erau pregătite pentru acest scenariu. Am avertizat respectivele autorități europene, vorbim de Marea Britanie, vorbim de Germania, dar și alte state, inclusiv în România. Ca să le spunem oamenilor din România care ne urmăresc, transportul organizat, plătit de altcineva, de alegători în ziua alegerilor, este ilegal în Republica Moldova. Deci asta este calificarea legislației și deja oamenii legii trebuie să stabilească toate circumstanțele, să înțelegem din care surse au fost plătite, deși lucrurile sunt evidente și la suprafață. Și din care surse, știți? Deci, în primul rând, vreau să vă spun că cei care au reflectat în detalii acest transport organizat au fost instituțiile de propagandă federale ale Kremlinului, care au transmis în regim real imagini. Deci nu s-au ascuns. Nu s-au ascuns. Bun. Și probabil asta este, de fapt, meritul și mai mare al moldovenilor. Moldovenii au demonstrat că sunt mai puternici prin democrația pe care am construit-o 33 de ani și am arătat prin vot. Ce urmează? E foarte important, pentru că în discursul său am auzit-o pe Maia Sandu vorbind despre faptul că a înțeles anumite critici care au venit din partea societății și la Chișinău se vorbește despre remanieri. Vor fi remanieri în guvern? Președinta Sandu, dar și contracandidatul său, au avut un mesaj de conciliere, au transmis un mesaj de unitate, pentru că alegerile s-au încheiat, democrația noastră a ales președintele care va reprezenta țara pentru următorii 4 ani. Președinta a remarcat încă în campanie, după turul întâi, că a auzit acele aspecte care merită a fi îmbunătățite imediat, rapid. Vorbim aici despre 2 chestiuni. Chestiunea reformei justiției. Justiția trebuie să facă dreptate și trebuie să grăbim acest proces de reformare a justiției și aspectul 2 ține de eficiența sau, mai bine zis, eficientizarea garniturii guvernamentale. Premierul Recean, care conduce Guvernul Republicii Moldova, la fel a auzit acest mesaj politic venit de la președinta Sandu. În următoarea perioadă ne așteptăm ca prim-ministrul să ia deciziile de rigoare, asta însemnând că până în luna decembrie urmează să avem cu siguranță aceste anunțuri legate de remanieri guvernamentale la Chișinău. Scopul acestor și scopul de activitate al guvernului este să producă reforme și să realizeze planul ambițios pe care îl avem în față, cel de a deveni stat membru al UE până în 2030, un angajament public cu care a venit în campanie președinta Sandu și susținut acum cu un scor, zic eu, foarte convingător de 55% de către cetățeni, în străinătate cât și în țară. Ce le spuneți celor care, inclusiv celor din PSRM, care susțin că Maia Sandu a pierdut în Republica Moldova, că aici ar fi câștigat Alexandru Stoianoglu? Cu siguranță aceste voci neglijează cea mai mare problemă a acestui scrutin și ea este, sau se referă la aceste voturi cumpărate, pentru că dacă facem un calcul matematic și înlăturăm acest scor cumpărat, fraudat, aceste rânduri absolut fictive organizate de către o grupare criminală organizată susținută de Kremlin, atunci scorul acesta se schimbă radical. Și aici mesajul probabil esențial este că trebuie să ne gândim la faptul că divizarea alegătorilor din Republica Moldova pe cei din țară și străinătate a fost o miză foarte proastă pentru contracandidatul președintei Sandu, pentru că diaspora a înregistrat o participare absolut istorică. Raportat la populația Republicii Moldova, peste 320.000 de conaționali. La ora 6 dimineață s-au închis secțiile de votare din Sacramento, Statele Unite.
pregătite pentru o țară mică cum este Republica Moldova, peste 320.000 de alegători care să vină în străinătate, este un efort. Și este o mare diferență între o conațională din Coreea care merge la Tokyo să voteze, cheltuie proprii bani, resurse și timp ca să exercite un vot cinstit, și un vot organizat cu transport bine mersi, finanțat de un stat străin. Lecția este învățată, este clar că locul Republicii Moldova este într-un spațiu al păcii, al prosperității, într-un spațiu unde ne regăsim împreună cu România în familia țărilor europene. Vorbim? O civilizație absolut firească și cu care ne raportăm. Vorbind despre ce urmează, remanieri, înțelegem, până în decembrie. Cu siguranță sau mai devreme este decizia premierului. Care remanieri ai miniștrilor, știm deja, avem lista de miniștri, care vor fi criteriile după care vor fi remaniați? Cu siguranță au fost vehiculate mai multe nume, inclusiv au fost în perioada campaniei din partea partidelor extraparlamentare propuneri formulate în adresa candidatului Maia Sandu. Decizia aparține unei singure persoane în cazul de față, este vorba de premierul Dorin Recean, ce care trebuie să vadă și să discute inclusiv aspectele de eficientizare a activității guvernului. Vorbim inclusiv despre mandat și modul în care vor fi realizate atribuții și care sunt prioritățile și obiectivele imediate de pe agenda guvernării de la Chișinău. Cert este că atât Parlamentul, președinția cu mandatul reînnoit al doamnei președinte și guvernul au același obiectiv, să asigure irreversibilitatea parcursului de integrare europeană. Și vreau să reamintesc celor care ne privesc din România că moldovenii au spus un da ferm modificării Constituției. Care a și fost modificată de altfel. Exact. Nu? Decizia Curții Constituționale de săptămâna trecută. Ea urmează să fie publicată în cel mai scurt timp, săptămâna aceasta. Și este corp comun cu Constituția. Trei lucruri s-au schimbat. Unu, identitatea europeană a moldovenilor este consfințită în Constituție. Doi, irreversibilitatea pe selabe celor care încearcă să neglijeze acest termen este la fel introdusă. Și aspectul numărul 3 este obiectivul strategic de integrare europeană, este consfințit în legea supremă. Mai urmează o bătălie foarte importantă pe care iarăși cetățenii moldoveni trebuie să o dea, și anume alegerile parlamentare de anul viitor. Nu știm dacă vor fi la primăvară sau la vară, sau știm? Deci, la etapa actuală, urmează aceste subiecte să fie discutate pe platforma politică și, cu siguranță, aveți dreptate, alegerile parlamentare sunt cele care sunt așteptate de către toți jucătorii politici din țară. Știm dacă vor fi partide pro-europene în viitorul Parlament? Cu siguranță, următoarea majoritate parlamentară va fi expresia voinței poporului Republicii Moldova. Ceea ce am văzut eu la etapa actuală, domnule Cojocar, inclusiv în dezbatere legate de referendum, este că două treimi din partidele politice din Republica Moldova au în programele lor electorale deschis vectorul de integrare europeană și doar câteva din partidele politice nu-l menționează expres. Deci mi-aș dori ca în următorii 3-4 ani să nu mai vorbim despre partide pro-ruse și pro-europene, să vorbim despre partide care țin la Republica Moldova, în Constituția căreia scrie negru pe alb, prin decizia poporului, că vectorul nostru de dezvoltare este unul european. Și aceasta este cumva logica și algoritmul politic din care vor ieși următoarele partide politice și lideri care își doresc să aibă o relevanță în spațiul public național. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul Euronews România din Chișinău. Așteptăm să vedem care va fi alegerea cetățenilor moldoveni.